Ziua Mondială a Povestitorului celebrează în fiecare an, în preajma Echinocțiului de Primăvară, arta povestirii. Ziua Mondială a Povestitorului își propune să promoveze povestitul și ascultatul de povești în cât mai multe limbi și în cât mai multe locuri. Pe parcursul acestei zile, povestitorii din întreaga lume caută să inspire publicul și să creeze comunități spunând povești clasice, povești locale, glorioase, oribile, fericite, provocatoare, înfricoșătoare, romantice și povești epice dramatice. Se arată pe grupul de Facebook dedicat evenimentului. Totul a început fără prea multă coordonare și fără viziunea globală care există în prezent. Începuturile marcării informale acestei zile sunt în anii 90 în Suedia, Australia, Mexic și diferite din America Latină. În mod formal, ziua a început să fie sărbătorită în anul 2001, în Suedia, iar în 2002 s-a extins în celelalte țări scandinave. A urmat Canada, Franța și 25 de țări din întreaga lume. De atunci, sărbătorirea zilei s-a extins, ajungând în prezent să fie marcată în întreaga lume. În fiecare an, Ziua Mondială a Povestitorului are o temă în jurul căreia povestitorii din întreaga lume îi spun poveștile. Povestitorii au libertatea de a alege ce poveste să spună, dar cei mai mulți dintre ei încearcă să se refere la tema din acel an. Tema nu este stabilită de vreo organizație anume, fiind propusă de cei mai activi povestitori pe grupul oficial de Facebook și apoi votată tot pe rețeaua de socializare. Tema din 2024 este Building Bridge, plecând de la ideea că există o mulțime de conflicte și diviziuni în lume, iar comunicarea poate ajuta la reconcilierea polarizării, relatează realitatea.net.